Salutare, băi, și bine v-am găsit la un nou video. Băi, nu credeam că o să înceapă seria asta cu rank 1 români așa de repede, da? Practic sunt câteva zile de când a început sezonul, dar deja românii noștri n-au stat și deja au început să ajungă rank 1. În momentul de față este cu Zupă Discord, care a ajuns rank 1 Singe. În momentul ăsta a scăzut un pic de la World, este încă E1, dar bă, vă dați seama, competiția e foarte, foarte mare. Omul a luat și el o mică pauză, dar e ok, a picuit acolo rank 1 World. În momentul de față este rank 1 și E1, bineînțeles, dar lasă-mă că avem încredere în el, face imediat înapoi. N-am apucat să vorbesc foarte mult, Zu, cu tine. Ziceai acolo de niște strategii, dar am zis, bă, stai așa puțin, stai să dăm drumul la filmare ca să vorbim cât mai mult aici, că cine știe după cum le încurcăm, le facem, le dregem. Uitați, dați câte un like la clipul ăsta, că e cel mai important, și bineînțeles să vă abonați. Dați clipul la cât mai mulți prieteni ai voi și spuneți-mi cu cine vreți să facem data viitoare, sau dacă sunteți jucători care au făcut vreun rank 1 până la un anumit campion, dați-mi mesaj, că probabil oricum majoritatea mă știți și discutăm acolo. Ia-ți vine, Zu. Care e faza cu Singe asta, băi, tata? Pentru că de fiecare dată când mă gândesc la Singe, eu personal, cât și majoritatea oamenilor care se uită la clipul ăsta, să gândesc la un campion de trolează, e ceva troll. Păi, cam ceva de genul e, gen, supără oamenii în mare, cam aia e ideea campionului, gen, doar alergi și cam aia e. Sezonul ăsta am reușit să duc AFK 3 oameni până acum, doar și pentru... Dar nu de la tine în echipă. No, no, no. Okay, de la mine e ok, încă nu s-au dus. Încearcă să ne explice ce, văd că ți-a dat ghost, ok. Da, da. A zis Du de la început, înainte să filmăm, că o să fie un pic cam greuț cu Tamkent ăsta. Ideea e că Singe nu are winning matchups absolut deloc în mare, pe top lane, și nici pe mid. Nu ai winning matchups pe campionul ăsta. Cum reușești să câștigi? Adică, până la urmă, ai un win-rate mare, mereu Singe, mai ales pe mid, a avut un win-rate mare, cum? Ce face campionul ăsta în plus? Cum câștigi tu meciul? E că ai foarte mult peak potential și faci foarte multe roam-uri, deci că ai predator cu runele alea de pe sorcery pentru roam. Am uitat Waterwalking și... Waterwalking și ălalalt... Știi tu oricum. Da, 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 am înțeles. Da, da. Și ideea e că făceai perma roam. Level 1 te duceai de day shove la wave, apoi luai primul minion din wave-ul 2. Și mă duceam direct rom pe bot, gen, dinainte să omor tot wave-ul. Am înțeles, bun. Și era până mare 100% kill de fiecare pe top, dată. Pe top, cum câștigi tu pe top? Ce faci tu în plus? Pentru că, nu știu, când mă gândesc la un campion care, da, mă gândesc, uite, Katarina, chestii de genul ăsta, care, bă, i-au bătut, îi sparge, îi pompează, îi bubuie. Cu Singe, ce poți să faci? Atât de mult, gen, ce poți să influențezi tu jocul? Gen... Tu influențezi jocul pe top prin proxy în mare, pentru că oamenii trebuie să vină să te oprească la un moment dat. Și tu aduci foarte mult impact pe hartă către top lane, cât timp oamenii se pot focusa pe bot lane între timp. Aha, am înțeles. Eu... Deci, practic, oarecum ții jungle-ul inamic ocupat plus topul și în mare parte, cred că multe dăzi nici nu te omoară. Da, ceva de genul funcționează, da. Da, uite, văd că n-ai făcut proxy deloc. Când e bine să înceapă oamenii? Că mereu că să gândesc la Singe și să gândesc direct să facă proxy și gata, dar nu prea merge de fiecare dată. Ideea e că nu am de ce să fac proxy neapărat în matchup-ul ăsta. Că gen, nu mă scoate omul de pe lane. Pot să fac și laning phase-ul foarte ok. Practic de asta Singe face proxy, pentru că nu are cum să reziste versus ăla pe lane. Da, păi ne întoarcem la ce spuneam și înainte. Că nu ai winning matchup sau absolut deloc în mare. Aici puteam să fac kill pe ăsta dacă o jucam cum trebuia. Trebuia să dau WE, dar am greșit combo. Ți-am zis, i-am zis lui Zu că o să fie puțin mai greu în timp ce vorbim. E mai greu să te concentrezi. Asta le zic la toți înainte, că acum tu practic trebuie să joci un pic pe autopilot în timp ce îmi explici mie cum funcționează chestia asta. Bun, ca și build, ce mergem pe Singe? Ce merge să te deci, gândește că până acum Singe avea niște iteme oribile. Dar are apărut Liandriu vechi și... Ia stai, că se întâmplă aici niște chestii. Hai să înceapă comentatul, băieți, un pic la faza asta, vă că și-a dat ultimata, practic îi dă și mumești, bine, ce știu eu, parcă? Da. Mana regen, practic, și HP regen. Bun, o oprește pe aia de ne, cred că moare, 100%. Aici să vedem că rămâne fără mana, dar n-are suficient de mici. Nu contează, e ok, e worth.
Bun, ai luat acolo un kill. Ok, da, buții okay, ai luat or... prima dată. Bun, ziceam de build, ziceam de build. În mare parte, build-ul e același. Depinde, schimbi last items și în funcție de echipă, dacă ești Jack Show sau te duci pe full magic resist sau armor. Bun, care e build-ul același? Poate oamenii nu știu, gen. În momentul de față te duci pe Liandry, în Riftmaker, în Jack Show, eu așa prefer. Okay. Oamenii se mai duc și pe Riley, în loc de Jack Show. Da, ideea e că cu Riley dai un slow și nu știu, zic că ai fi foarte... zi, foarte util, nu știu, așa aș gândi eu. Păi da, dar ideea e că doar asta faci. Da, atât, ăla e... Dai, da, itemul doar ăla să te ajută, gen, dai slow, dar nu ai destul de mult fight potential cu el. E foarte bun în teamfight-uri, dar cam atât. Da, da gen, mie nu-mi place neapărat. Overall, ești degeaba. Da, e un item bun atunci când pierzi lane-ul, totuși. Te duci la proxy și te ajută foarte mult cât faci proxy, itemul ăla. Am înțeles. Poate ca să-i oprești acum, pe tine, chestii de genul ăsta. E gen itemul care te bagă foarte mult în joc în momentul de față. De-aia am eu chestii. Da, da. De-aia am eu chestii, ziceam la început de match. Stai că o să explic imediat după wave-ul ăsta. Ok, mamă, ce-a venit și aia. Da, uite, exact ce zicea mai devreme Zu. Ei, pe unde e aici, dacă no, fac apare... Wakestand? Apare, nu te alergă nimeni. Da, cam asta e șmecheria, practic, îi chinuie pe ăștia în ultimul hal, mai ales că Belvet e pe acolo, pe undeva, uite, e fix aici, low. A făcut level 6. Da, a făcut, dar uite, n-are efectiv cum să te alerge, bro. Unlucky. Da, e gen foarte interesant, mi se pare incredibil chat cum da, cum joacă campion, pentru că da, nu arunci, nu știu. Playstyle-ul overall e ciudat. Playstyle-ul e că doar mergi, efectiv, trebuie să fii bun la da click să mergi. Bun. Zic asta la toți, o să zic și ție. Ideea următoarea, gândește-te că aș fi un jucător de silver gold, chestii de genul ăsta, da? Și aș vrea să mă joc Singe. Ce ar trebui eu să... Nu știu cine ar vrea Singe. Habar n-am. Lăsați în comentarii care vă jucați Singe. Mi se pare incredibil că se joacă cineva. Ce ar trebui eu să știu ca și jucător dacă vreau să mă apuc să mă joc Singe? Bă, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, asta... Bă, sincer, cel mai bun sfat e să nu te apuci de campionul ăsta decât dacă chiar îți place foarte mult. Da, pe asta sunt cazul care chiar pentru vor să... Sincer, da. Campionul în sine... E unic, nu există un campion care e ca și el. Are un unic playstyle. Dacă vrei să te apuci de el, nu te apuca pe mid. Pentru că pe mid, sincer, te demoralizezi complet. Pe mid te joci de cum ai învățat cât de cât campionul și poți să faci ceva pe hartă. Altceva. Când te apuci de el, nu te gândi că o să dai solo carry la meciuri. Campionul ăsta nu e un campion neapărat de solo carry. Are solo carry potential, dar te bazezi foarte mult și pe echipă. Ok, tu cumva încerci să te chinui mereu să-i pui pe ai tăi, practic, în față sau să le obții avantaje de-astea mici, dar importante. Da, 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 ceva de genul. Gândește că acum pe contul meu principal totuși, nu fac chiar asta. Pentru că, sincer, în momentul de față mi se par oribil playerii la început de sezon. Da, și... Da, și campionul e, sincer, destul de bun în momentul de față. Ia să-l oprești și pe ăsta. Săracu. Da, by the way, ca să înțelegeți, când filmez clipul ăsta, Singe deja și-a luat un de-asta, cum îi zice, un nerf. Un nerf. Și e unul destul de mare. La ce? Gândește că, la Q, de 10% scaling AP. Am înțeles. Bun, hai să vedem că se dă ultimata. Da. Oh my god. Face cu flash? Face asta un insec? Nu face. Da? Da. Da, merge. Da, nice. S-au făcut încă un kill. Așa, să continuăm. Gândește că la Singed, el și-a luat damage-ul nerf de 10% pe Q. Dar
Gândește că el are Q care durează 2 secunde. La 10% nu e 10%, e de fapt 20% damage nerf. Am înțeles, și... da, că practic, ok, am înțeles. Da, am și gen, e destul de impactful. Ideea e că, într-un fel, e destul de ok nerf-ul, pentru că mă așteptam la unul mult mai rău. Mm-hmm. Dar gândește că nerf-ul pe Q îți influențează și Conqueror-ul și influențează și ultima ta. Pentru că ambele îți dau scaling AP. Aici n-am ce face în fight-ul ăsta. Nu mai am ultima ta, e pierdut. Am înțeles, mă rog, că duce bine botul. Dar uite, asta e că tu cumva, prin tot ce faci, îi faci pe ăștia non-stop să vină top. Și practic îți ignoră botul în ultimul hal. O să am Leandrii imediat și... o să pot face fight-uri. În sfârșit. Mm-hmm. Ești foarte weak fără iteme. Dar Leandriu e doar broken în momentul de față. Bun, care e playstyle-ul cu Singe în fight-uri? În fight-uri care încerci care să... un unic playstyle, gen, știi? Da, gen... tu în fight-uri încerci să pui poison pe toată lumea cât mai rapid posibil și... practic, ești destul de tanky începând de sezonul ăsta. Sezonul trecut nu erai. Dar acum chiar reziști în fight-uri. Și ideea e că te duci să faci pick-uri uneori. Dacă echipa ta e behind, tu poți să faci pick-uri cu EU. Te duci cu Ghost Ult și doar ai făcut un pick. A, și practic în stilul ăsta poți să... opa. Moare? Da, nu moare. Da, nu moare. Unlucky. Dacă aveam Licolo, murea. Dar m-am gândit eu prea mult. Așa, și practic în caz de rămâi în spate poți să prinzi, nu știu, să zicem o Kalista sau o chestie de asta, o arunci în spate, o moare echipa ta și practic așa ați întors să... Da, cam asta este faza cu teamfighter-urile și asta faci și când te joci Singed mid. Te duci cu EO și cu Predatorul și doar faci chestia asta la... nu știu, adică Irina Mix sau cine este ahead. Pentru că e foarte simplu. Și ideea e că și W-ul tău e super broken pentru că are grounding-ul ăla, care chiar anulează foarte multe abilități. Gândește că un Darius nu poate să-și dea ultima ta dacă e pe W-ul de Singed, de exemplu. Da. Cum, sau anulez call-uri, nu știu, orice. Ce divizie ai picuit cel mai mult jucând de Singed? Am ajuns în sezonul 12. Am avut picul de aproape Grandmaster, doar cu Singed. Am dat până la urmă Grandmaster, dar n-am fost doar cu Singed. Și am avut un raid de... nu așa sigur. Oricum, până în Grandmaster am avut sincer 60% ceva de genul. Bă, e foarte și... bine, sincer. Da. Și până în Master am avut picul de... nu mai știu, 72, ceva de genul până în Western. Știi cumva jucători care au mai dat și... eu parcă știam câțiva jucători și de challenger chiar și cu Singe. Deci se poate, oricum overall cam cu orice campion poți să ajungi challenger dacă ești gen... păi da, oricum Singe e un campion care merge mult mai bine în divizie mai mare. Dacă orice deci divizie o să meargă mai bine campionul. Pentru deci că se bazează pe echipă, în divizie mai mică nu ai chiar așa... de multă bază pe echipă. Oamenii nu știu cum să meargă pe hartă la fel de bine ca într-o divizie mai mare. Ia că l-am prins pe ăsta, nu pot să-și dea dash-ul. Da, uite, cea mai OP abilitate în joc. Omul nu putea să-și dea acolo dash-ul și poți să faci pick-uri foarte ușoare. Aici se câștigă lejer fight-ul ăsta. Ok. L-aș lua pe ăla, s-a mâncat în toate direcțiile. Niște interacțiuni mai nebune. Da, n-am înțeles nimic de ce s-a întâmplat acolo, dar cumva... o interacțiune la fel de bună, plantele care te aruncă. Singed poate să prindă omul în timp ce e pe planta aia și când e aici, de exemplu, dacă se aruncă pe plantă, îl arunci până pe aici. What? Da, e foarte amuzant, ai multe interacțiuni în astea. Sau... și asta înseamnă că EO-ul ăla e super buguit. Are foarte multe bucuri campionul, sincer. Știi care W-ul e faza? E bucuit în ultimul ăștia, timp. Ăștia, campionii ăștia mai uitați, să zic așa, de lume, poate să fie buguiți, poate să fie super overpower, pentru că nu prea să mai uite nimeni la ei. Fiind nejucați atât de mult ca și un
nu știu, un Yasuo, chestii de genul ăsta. Da, da, nu da. prea își dă lumea interesul și nu observă dacă cumva e ceva buguit, căcat, nu știu. Ah, trece cu vederea, gen, îți dai seama că sunteți 20 de jucători pe toată regiunea, că jucați singe bine, ești de bun. Păi, sincer, cred că am prins doar o dată să mi se ia campionul la ranked. What? Deci unul din avantajele de a juca campionul ăsta, da. Nu îl joacă efectiv nimeni. Cum a început sezonul ăsta, băi, întâi de? Cum se pare nou sezon? Bă, liber, hai să luăm, stai așa. O parte, cum se pare jucătorii cu nou sezon, cum se pare nou sezon el în sine, ca și structurat item, jocul în sine, gen. Nu lua și jucătorii. Ia stai puțin, că vreau să încerc să fac ceva. Ok. Dar cum meu a plecat cu ultima de Saiyan în fight. Da, da, da. Bă, dacă ți-e asta e tare. Ok? Ajuns omul meu cu ultimata de... Ajuns omul meu cu Saiyan în fight! Mai bel fetul ăla. Apa? Ah, nu scapă. Apa? Mai dă unde ești? Nu, a plecat. What? Unde s-a dus? No. Oh, ia uite-l. Na, dar Lee Sin nu-l vede. Unlucky. Da, chiar unlucky. Așa, frate... deci, cum ți se pare jucătorii din nou sezon? Ai avut până acum oameni afectați astea? Am avut. Și sincer, am avut la meciuri pe care le câștigam, lejer, dacă da, nu se duceau exact, afectat. Exact. Deci până la urmă am avut dreptate. Bun, dar da. Cum se pare nou sezon în sine el, ca și structură, iteme și așa mai departe, ce-au schimbat la el? E foarte bun. E probabil cel mai bun sezon de la 5 încoace, sincer. De ce zici asta? Pentru că s-au scos miticile, erau oribile. Da, toată lumea știa să... Te forța da. Să-ți iei același item, toată lumea știa deja build-ul, că na, trebuie neapărat mitica primul sau al doilea item și aveai decât câteva opțiuni, adică nu era atât de mare, din nou, vag, tot. Wait. E bad ce se întâmplă aici. O să-l salvez pe ăla că reușesc. Mai e mort. Lol? Lol? Ok, dar ăștia încă se bată aici, văd. Uite, bă, Tamke, și nervos e. Opa? S-a făcut ceva? Nu. No. N-am ultimata. Campionatul ăsta se bazează foarte mult pe ultimata. Nu poți să faci fighter neapărat fără ultima. Ok, s-a băgat aici. Da. Mi se pare că ai ținut fight-ul extraordinar de bine, gen. Dar da, încă o dată, exact ce ai zis tu. Campionul ăsta nu prea e așa, wow, MVP. Efectiv, da. Joci, lejer, ușor. Ce zic? Chiar sunt curios, văzut câtă lumea să uită la clipul ăsta, sincer. Adică, când am făcut Katarina cu... Frate, e vorba de Singed. ...astea, știam. Bă, dacă îmi vezi Singed în titlu... E, dacă ați văzut cum vreau un alt titlu, a fost mâna mea un pic. M-am gândit mai bine. Nu știu, eu zic să lași așa Singed, gândește că e Rafael a jucat Singed pe contul lui de LOL. Da. A postat ieri videoclip cu Singed. Știu. Dintre toți campionii. Da, mă uit acolo și nu m-am așteptat. Și gândește că s-a dus, nu știu, oricum a dat hypercarry la meciul ăla. Da, what? Da, avea 20 kg, okay. Cred că omul. Ăsta nu cred că ai cum să-l bază, nu? No. Ok. Ba, foarte bine fight-ul. What? Mi se pare incredibil cum reușit să... Ăla aproape a murit. Da, dar nu mai pot să-l prind, că o să-mi sară cu W-ul și poate o prind pe asta. Îl prinde Twitch. Da, prinde Twitch, a dat Twitch, i-au l-a băuit. Da, dar a murit și la altul. Da, wow, mie mi se pare incredibil cum reușești să rămâi în viață. Bun, ce ziceai tu? Că fără ultimată, în fight-ul ești așa. Fără ultimată, nu ai campion în mare. S-a schimbat puțin chestia asta când s-a băgat sezonul nou, pentru că ai teme mult mai bune decât în sezonul trecut. Dar uite ce-mi dă mie ultimata. Stai așa să iau wave-ul ăsta și ți-arăt imediat. Mi știu că îți dă mana regen, HP regen, armură, magic resist, nu? Deci asta da. Deci îți dă AP, bun, deci îți dă AP, armură, magic resist, movement speed, heal, regen și mana... Tot! Îți dă tot! Da.
Și pe lângă asta mai e și Gravy Zones. Da, și practic pentru cei care nu înțeleg. Multă lume uită de chestia asta. Pentru cei care nu înțeleg, da, Healing Reduction, adică mm-hmm. 40%, wow, da, deci nu mai ai nevoie să știi nimeni din echipă Healing Reduction, pentru că tu aplici Healing Reduction pe Q după ce îți dai proc la ultima dată. E de Katarina, dar cu durata mai mare. Pă, pe steroizi, da, sincer. Da. La ce înseamnă? La Katarina nu prea înseamnă foarte mult Healing Reduction ăla de pe ultima dată. Da, e foarte greu, trebuie să dai râu exact atunci când o să se healeze ăla. Da, 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 e o chestie de genul ăsta. Doar o chestie în plus să fie acolo, gen cum face Raid la campionii de apar acum în joc. Nu, e mai mult, e mai mult pentru kit-ul ei atunci când dă ea full combo să nu se healeze la atât. Gen, știi? Adică e gândită în sine să fie bun campionul la full combo, nu în sine să ajute echipa. Da. Okay, cred că așa da, și mi se pare doar o chestie în plus. Dar totuși pe Singed e o chestie genială. Când s-a băgat chestia asta, era cel mai fericit. Gândește că Singed trebuia să-și ia în fiecare match Morelu, care era un item oribil până acum recent. Adică de când s-a băgat sezonul. S-a băgat chestia asta recent, acum pe ultima dată lui Singed? Nu, no, s-a băgat de sezonul trecut. Aha. Dar sezonul trecut era oribil Morelu. Și zic că acum recent nu mai e așa oribil Morelu, sincer. Nu știu dacă ai văzut ce change a primit, dar da, am văzut e foarte bun itemul. Majoritatea itemelor de AP și-au luat un buff enorm, gen. Și astea care s-au băgat sunt super bune. Da, ideea e că e mai mult un item sport, bine, nu neapărat. Dar 90 AP la 2200 gold, cu 15 abilități și ai și Grave Zones. Ce-ți mai dorești de la viață? E genial itemul ăla, acum. Da, chiar e și bun. Acum o să-ți fac jack și-o mai mult pentru rezistență, ca să poți să țică mai mult, practic, fight-ul, nu? Păi da, că sincer de damage nu am nevoie, am nevoie să rezist mai mult în fight, că din ce echipă au chiar pot să-i bat foarte lejer. Nu pot să mă oprească nimeni decât ăsta, I guess. Și de cum fac level 16, sincer cred că pot să dau și eu un V5 cu inamicii, dacă îmi fac jack show. Îmi trebuie doar Ghost Up. Ai gen, gândește-te la Singed ca un fel de Kayle, care sincer nu scalează la fel ca și Kayle. Da, Kayle level 16, da, mai ales sezonul ăsta. Level 16 e foarte puternic campionul. Pentru că, uite, la level 6 sunt 30 toate staturile, după la 65 și după urc la 100. Deci, gândește-te să primești enorm. 100 armură, 100 AP, 100 movement speed, 100 din absolut fiecare stat. Din absolut orice, da. E wow. E și mai ales mult. Că tu ajungi foarte repede la level 16, făcând proxy și farmând enorm de mult. Meciul ăsta zice că n-ai farmat atât de mult, dar în mod normal am văzut că oricum ai ICS-ul pe minut foarte mare. Depinde cât de mult urcăm un meci, că de la un moment dat nu mai farmezi așa de mult, pentru că n-a ajuns la full build. Dar de obicei l-am pe la 10, oricum, în fiecare meci. N-au dat FF. Da, aparent s-a dat și FF, băieți. Zu, ai ceva să ne zici acum la final de clip? Să nu vă apucați campionul ăsta. Și cam atât. Habar n-avem de ce am făcut clipul ăsta. Bă, dar până la urmă e singe. Mie mi se pare tare, pe bune, mi se pare tare că avem, bă, eu v-am explicat. Și dacă vă duceți undeva, bă, departe, să fie numai gheață și zăpadă în jur, găsești un român acolo, da? Suntem peste tot ca români. La final, faci stream ceva, Zu? Fac live-uri pe Twitch destul de rar, dar le fac. Când, perfect, o să aveți atunci da. Link-ul de la Twitch-ul lui Zu în descriere. Sper să nu uiți să-l pun. Da, probabil îi dau edit după aia. V-am pupat și dacă mai aveți întrebări pentru Zu, probabil oricum poate o să mai găsiți acolo la mine pe chat când facem live-uri în fiecare seară ora 8. Și cam atât. N-am nicio idee câte vizualizări va face acest clip. Sunt curios câtă lume o să fie curioasă de singe. V-am pupat și ne auzim la următorul clip și bineînțeles seara pe live-uri. Pa, pa!